Administrația PNL a adus Spitalului Municipal din Lugoj în doar 3 ani și jumătate, incluzând și perioada de pandemie dotări de peste 38 de milioane de lei. Iată ce transmite Claudiu Buciu, candidat PNL pentru primăria Lugoj. Dotările există, sunt deja în spital, în ciuda declarațiilor mincinoase ale unor indivizi care ne vor binele. Practic, aproape toate dotările actuale ale spitalului sunt noi. Toate paturile au fost înlocuite, 330 de bucăți, toate ecografele sunt noi, s-a achiziționat un nou computer tomograf, dar și pentru prima dată în istoria spitalului un aparat remene. Sunt doar câteva din zecile de dotări noi. Diferența între administrația PNL și propunerile celorlalte partide o veți face doar dumneavoastră pe 9 iunie. Între ani și jumătatea am făcut lucruri esențiale pe care alții nu le-au făcut nici măcar pe jumătate în 12 ani. Lugosul merită să continue pe acest drum al reformelor esențiale.